mergem mai departe în emisiune. Majda este într-adevăr o minune de om. Ca să înțelegeți cum e plămădit acest copil, de fiecare dată când merge la Istanbul, îmi dă telefon și mă întreabă ce vreau. Și ultima oară am rugat-o să-mi aducă dezinfectant. Și am zis, te rog frumos, o sticluță de dezinfectant. Și mi-a adus un litru de dezinfectant, deci nici nu știam ce e. Ce-o fi asta, zici că e detergent. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe către doi oameni, dintre care doar unul mi-e cunoscut, celălalt mă emoționează foarte tare, dar primul o să mă ajute, că pe Marius Manole vorba aia, știm. Marius Manole și Lia Bugnar. Crăcănați geografic. Așa, da, așa suntem. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Eu tremur de dimineață pentru că mă gândeam că nu știu pe Lia foarte bine și mă gândeam că am văzut-o doar la televizor și cum o fi și cum s-o stabili conexiunea. Nu ți-ascund, Lia, că în momentul în care noi doi ne-am cunoscut, Marius și cu mine, noi am făcut, după părerea mea, am făcut clac. Adică ne-am potrivit. Și atunci mă gândesc că prin silogism o merge, adică dacă da, noi doi facurăm... Noi suntem, practic, mai avem puțin și devenim unul. Cu două capete. Cu două capete. Bicefal, așa, ai mai fost vreodată cu cineva? Am mai fost cu cineva o vreme, cu Maria Buză, tot în bicefală. În Balta Albă. Da. Se făcea mișto mult de faptul că locuiți în Balta Albă? Păi, în Balta Albă, toată lumea locuia în Balta Albă, deci nu făceam mișto de asta, nici măcar nu știam că există cartiere mai de Doamne ajută. Noi credeam că aia e toată oferta vieții. Ia uite, m-au mutat ăștia Teatrul Național la țară. Întrebai de ce nu e Teatrul Național acolo. Dar știi că ea spunea într-un interviu că i-a fost foarte greu din Balta Albă să ajungă până la teatru, pentru că era complicat să schimbi trei mijloace de transport ca să ajungi acolo. Și nici nu era o distracție la modă în cartierul nostru, dar am inventat apa caldă, asta povesteam, că eu cu Maria n-am fost la teatru, dar noi făceam teatru. Noi chiar l-am inventat, adică cum? De la zero. Eu m-am apucat ca un copil care făceam cele mai drăguțe compuneri din clasă să scriu niște spectacole, am distribuit-o pe prietena cea mai apropiată, că rolurile cele mai multe, mi-am dat și mie, viață, da? Am cine în parte și face, am regizat și așa, deci noi făceam teatru, nu vedeam teatru, nu aveam termen de comparație, motiv pentru care credeam că suntem foarte bune. Părere la care am renunțat instantaneu eu când am intrat în facultate. Cât de dezamăgit ai fost când ai văzut că lucrurile se mai inventaseră odată? M-am bucurat că și alții practicau asta, dar am fost foarte dezamăgită când am văzut că eu nu eram atât de bună cât credeam că sunt. Ba chiar eram coada școlii și... Totuși ziceva că din Balta Albă tu te gândiți de la teatru. Cum, Dumnezeu, v-ați gândit voi să dați la teatru? Noi asta voiam. Noi voiam actrițe, dar așa foarte... Dar ce mă, Balta Albă ultima? Adică cum? Adică dacă, dacă spuneau că n-au avut, n-au văzut, n-au știut, dintr-o dată se face... Adevărul că am avut și eu un coleg, Cristian Popa, care a venit de undeva de lângă USA din Iași, nu mai văzuse teatru niciodată, nu văzuse un spectacol, nu știa și a venit la examen și a făcut pe Ștefan cel Mare și a luat o față de catedră și l-a considerat că așa l-a văzut pe Ștefan cel Mare în cărți. Deci e un actor foarte bun. A luat și premii pe la festivalul mare. Deci iată că se poate. Dacă e talentul în tine, exact. Sămânța, nene. Destinul. Vă unesc aceleași valori sau, din potrivă, faptul că abordați diferit lucruri vă lipește? Pentru că se poate întâmpla ca poliopuși să se atragă. Aceleași valori ne unesc, dar asta nu înseamnă că nu avem mici dispute pe anumite subiecte, chiar mai devreme, în mașină venind am avut o asemenea dispută. Ne spunem când nu suntem de acord. Ne poți dezvolta disputa din mașină? E ceva foarte... Da, era chiar legat de spectacolul Peretele și aveam o dispută despre ce să alegem, niște alegeri despre tehnice, dacă să mergem... Eu remarcasem niște lucruri
lucruri care ar putea fi mai bune. Și el zicea, uite, asta facem noi românii, cum merge ceva bine, îl stricăm. Și ziceam, Marius, e doar o discuție. Nu, de ce? Merge bine, de ce să stricăm? Marius, doar vorbim. Doar vorbim. Era pentru viitor, exact. Pentru viitoare, era pentru proiecte. Viitor. Și eu chiar cred lucrul ăsta, că noi românii avem o, avem o meteahnă. Atunci când ne merge bine și când lucrurile merg și vedem că căpătăm așa încredere, să spunem, mă, da, se poate și mai bine. Și când, știi, mai bine le dușman, mai bine le dușmanul binelui. Eu cred că dacă lucrurile merg bine și lumea e mulțumită, trebuie lăsată... Don't rock the boat. Exact, trebuie lăsată... Da, 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 că nu știu. Nu, adevărul e că eu îmi dau seama, cred că și Ilie aș dă seama, că suntem niște norocoși, pentru că în perioada asta, care a fost destul de crâncenă pentru noi actorii, adică să rămâi fără nicio meserie, să rămâi fără meseria ta, să nu poți să-ți faci deloc meseria, noi am fost închiși primii și probabil că vom fi deschiși ultimii, mulți dintre noi nu înțelegem de ce, că vedem cum se întâmplă lucrurile și în lume și în țară. Am fost de acord cu lockdown-ul și cu toate lucrurile, pentru că înțelegem necesitatea acestor reguli și suntem pentru purtatul măștii și vrem să ne vaccinăm și nu avem problemele astea, doar că e puțin frustrant să stai acasă, să vezi că lumea merge înainte fără tine. Mi se pare că voi v-ați tradus foarte bine, v-ați traversat perioada asta, ducându-vă spre online. E o falsă impresie, pentru că sunt unii dintre noi care suntem vizibili, dar sunt mulți colegi și, din păcate, nu toată lumea are spiritul ăsta de supraviețuitor în el și nu toată lumea știe să se descurce de unul singur, adică de-aia sunt angajați în teatru mulți dintre noi, pentru că nu știm să... N-ai spiritul ăsta. Noi suntem, așa am fost învățați, am crescut destul copii de săraci. Copii săraci. Și atunci am fost nevoiți să ne descurcăm, adică am avut, unde n-au fost uși, le-am inventat. Da, exact. Sigur că poți să vezi partea bună, că asta am și spus cu Lia, că e o perioadă foarte bună să cauți. Adică să cauți, să inventezi, să te reinventezi, să te duci până la disperare, să te întorci de acolo, să vii cu soluții, să propui să... Da, dar asta ține de ADN-ul tău asta și zic, de structura ta. Asta zic și sunt foarte mulți colegi, 90% dintre colegi care nu s-au descurcat. Acum nu trebuie să fim ipocriți, să nu spunem că ești pe online, dar dacă te cheamă Gelu Vasile și până acum ești tânăr și n-ai scos capul, că n-a avut lumea unde să te vadă, nu vine nimeni să-l vadă pe Gelu, oricât de talentat ar fi. Adică îi trebuie un an de zile să crească. Da. Da. La noi ne-am dus la dea gata cumva, adică spectatorii noștri care ne iubeau de la teatru au venit aici. Chiar și acum propunerea de proiectul ăsta cu peretele și teatrul ăsta online pe care le propunem noi, ne-am temut, ne-a fost foarte frică. Pentru că e o distracție care nu e ieftină, să se poată vedea din toată lumea, să fie filmat bine, live, montat live. Platforme care costă niște... Costă 5 camere, ei, să nu faci aiurea. Trebuie să vinzi niște mii de bilete, de fapt, ca să poată fi plătit și actorii. Deci nu e atât de roz pe cum vedem noi, că și ceva, tot aia, da. Online, offline, știi cum e. Nu, ne-am dus la ruleta rusească și am zis vindem, hai. Și avem această arta milogelii dusă până la sofistică reală. Marius tot zice că am făcut online. Eu n-am făcut, el a făcut. Dar în momentul în care au fost câteva, adică el chiar a inventat o emisiune online, a făcut lucruri. Eu am stat în banca mea, mă mai ocup și cu scrisul, am mai câștigat de acolo câte ceva. Dar în momentul în care am vrut să facem teatru online și așa, m-am pus pe meteahna mea veche, Mila Publică. Și am reușit să vindem și să chemăm oamenii să se uite, dar într-adevăr îi spuneam și lui Marius, care era destul de mândru cu emisiunea și așa, i-am zis, tu îți dai seama că e ce ai muncit o viață, da. Nu e că ai pocnit-o cu asta, n-ai este cum capitalul să tău de simpatie anterior. Absolut, exact asta spunea Marius mai devreme, dacă ai apărut ieri degeaba. Așa cum Ileana Vulpescu vorbea despre arta conversației, noi vom vorbi în câteva minute între noi, bineînțeles, în intimitate despre arta milogelii. Le inventăm! Mai avem 3 minute în care să vorbim despre piesă, despre când o vedem, despre de ce ne-am uitat și mai ales cât costă să mă uit la ea. Costă 35 de lei biletul. Dar poate să o vadă toată familia în același timp. Da, poți să, dacă ești un minim de tehnică, pui pe televizor, nu te uiți pe computer. Eu, de exemplu, n-am această tehnică, dar există în fiecare casă cineva care se pricepe. Costă 35 de lei, o sumă uriașă pentru unele portofele și neimportantă pentru altele. Eu m-aș ocupa de oamenii pentru care 35 de lei e foarte mult și le-aș spune că din acești bani o sumă foarte mică ajunge la actori, pentru că există platforma de live streaming care costă
enorm și există o echipă senzațională cu 5-6 camere, montaj live. Deci e foarte complicat. Cu Dichis. Dar nu e că ne luăm vile după asta, niciun caz. Mi-am imaginat. Ca să înțeleagă oamenii, voi veți fi vineri pe scenă. Noi vom fi pe scena Teatrului Metropolis, acolo unde la jucam, ora... cu decor, la ora 8 seara. Doar că puteți să vedeți spectacolul din confortul apartamentului dumneavoastră. Cu oamenii de la tehnic și noi vom juca online. Ca și cum am fi în sala unei țări, în săli pline. Și unde e link-ul? Adică unde mă duc? Pe Facebook. Se găsesc pe Facebook-urile noastre. Sau pe peretele online, atât perfect. Dacă scrii pe Facebook îți apar toate datele. Se va datele. Găsi că e cam singurul perete, singurul spectacol live zilele astea. Se cheamă Peretele, da? Spectacolul. Este scris de mine, adică Lia Bugnar, și regizat de mine. Joacă Marius Manole și încă 9 actori, printre care Adriana Trandafir, Maria Buză, Gabriela Popescu, Gabriela Popescu, cu Cătălin Babliuc, o grămadă, Angel Damian, sunt 10, Natalia Călin, acum am intrat în paranoia, da. Să zic pe toți că se vor supăra, Alexandra Sălceanu și Raluca Ghervan, cine o mai fi. Ghervan, cine o mai fi, n-a fost bine. Pe cineva am uitat. Rezervele, nu că nu joacă bine. Da. Raluca Ghervan, cine o mai fi, n-a fost bine. Să știi că a fost greu să alegem, noi avem distribuție triplă la acest spectacol și mi-a fost foarte greu să aleg, pentru că este o gură de aer proaspăt, nu numai pentru că e posibil să câștigăm niște bani, dar pentru că oamenii sunt nejucați, sunt disperați să joace. Toată lumea și noutatea, vă spun repede, noutatea că noi am văzut de-a lungul pandemiei teatru online, dar doar că erau spectacole înregistrate asta, și atunci, exact și atunci se pierde. Noi suntem chiar acolo live, noi am jucat înainte, accidentele sunt alea care sunt, nu va asemăna niciun spectacol cu celălalt, poate îl vom mai juca, dar nu va asemăna pentru că la teatru o seară e o seară și e unică și de-aia cred că merită să fiți cu noi, pentru că ne veți simți și emoțiile și energiile și teama și... După care o jumătate de oră vom rămâne pe scenă, mă rog, eu o să mă urc pe scenă, că până atunci nu o să fiu. Așa, pe scenă, în acel decor și răspundem la întrebările pe care oamenii le trimit. Dar Marius o va aduce și în culise, ca să știți. Și eu, dar chiar pe stream, adică filmarea streamului cu totul începe cu 10 minute înainte și noi suntem în culise și le arătăm oamenilor puțin din culise, ceea ce în mod normal nu s-ar putea la teatru. E o comedie cu accente de musical, în sensul că atunci când oamenii nu se mai înțeleg prin obișnuit grai, încep să cânte. Când sentimentele clocotesc, încep să cânte. Mă așa veți vedea pe Marius noi? Cântând? Așa poate e începutul unei cariere? Nu, mă îndoiesc puternic. Marius va cânta, așa cum și eu, la rândul meu, voi cânta despre cele două creese ale Zăpezii, care, fugite din București, au ajuns într-un târziu să se și distreze. Dacă și-or fi rupt vreo mână, da, cred că nu.